găsit! Primul subiect din prima conferință de presă pe anul 2019, susținută de prefectul Mirela Domnicăi, a vizat promovarea și dezvoltarea proiectelor guvernamentale, dar și a celor cu fonduri europene la nivelul județului Suceava. Este vorba de investiții care se cifrează la peste 500 de milioane de euro. Prezentarea a fost riguroasă pe secțiuni, probabil s-a dorit a fi un moment al adevărului despre programele de dezvoltare demarate și implementate la nivelul comunităților suceveni. E vorba în primul rând de proiecte accesate de entități administrativ-teritoriale, dar și de cele private. Numai puțin de 788 de proiecte au fost promovate, toate fiind centralizate și monitorizate, susține prefectul Adomnicăi. La această dată, la nivelul județului Suceava, ne-au raportat un număr de 107 unități administrativ-teritoriale, machete completate. Diferența de 7 unități administrativ-teritoriale care ne-au raportat o reprezintă acele primării care au încheiate contractele de finanțare, dar nu au finalizat procedurile de achiziție, astfel încât au apreciat că nu au proiecte în derulare. În ceea ce privește totalul proiectelor în derulare la nivelul județului Suceava, acesta este de, numărul lor este de 788, cu o valoare de 2.148.313 lei, din care 130 de proiecte sunt din fonduri europene, valoarea lor fiind de 576.858.000 lei. Din fonduri naționale, în special ponderea cea mai mare o au PNDL-urile 1 și 2, dar și alte surse de finanțare, Compania Națională de Investiții, de exemplu. Din fonduri naționale avem 484 de proiecte cu o valoare de, deci practic o alocare de 1.351.026.468.000 lei. Și din bugetele locale, dar în execuție și continuare și pentru 2019, sunt 172 de proiecte cu o finanțare din bugetele locale de 220.429.000 lei. Prefectul Adomnicăi a prezentat cum sunt repartizate proiectele pe programe naționale. În ceea ce privește PNDL 1 la nivelul județului Suceava, au fost încheiate 216 contracte de finanțare, din care au fost deja implementate, finalizate 85, astfel încât mai avem 131 în curs de execuție. Din PNDL 2, numărul final de obiective finanțate, de contracte de finanțare practic semnate, sunt 268 de obiective finanțate cu 247 de contracte semnate. Avem deja, inclusiv din PNDL 2, 5 obiective finalizate, astfel încât din total program național de dezvoltare locală 1 și 2, județul Suceava are încheiate 484 de contracte. Totalul alocării financiare pentru cele 484 de contracte este de 1.351.026.468 lei, din care până în prezent s-a decontat suma de 389.612.585 lei. Deci mai avem un rest de decontat de 961.413.883. De asemenea, prefectul Adomnicăi a evidențiat și principalele trei categorii de obiective vizate de investițiile promovate. Ca număr de obiective finanțate, cel mai mare este domeniul de reabilitare, modernizare, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, un număr de 234 de obiective finanțate. Pe locul 2 se situează numărul de contracte sau obiective finanțate pentru drumuri construite, modernizate, reabilitate. Și pe locul 3, realizarea extinderii, reabilitării, modernizării sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei. În ceea ce privește numărul de contracte, de obiective finanțate, le aveți defalcate pe unități administrativ-teritoriale. Cel mai mare număr de obiective finanțate și ca sumă și ca și contracte încheiate este ca unitatea administrativ-teritorială Consiliul Județean, care are 12 obiective finanțate.
însemnând practic 88 de kilometri de drum județean și centrul școlar de la Gura Humorului. Față de cele prezentate, prefectul Adomnicăi a subliniat. Ceea ce vreau să subliniez raportat la PNDL-urile 1 și 2 este faptul că nu sunt înregistrate întârzieri în ceea ce privește rambursarea sumelor pentru care s-au depus documente justificative,